cel puțin am răspunde bine ați venit la lansarea cărții Sfântului Mare Mucenic pentru cel nou rămânitorul Hiroș al Tibetelor, că o vorbim despre Bărbina al doilea. Sunt foarte emoționată și bucuroasă în același timp că ați ales să trebuie în această difamare împreună, într-o zi specială, că ați ales să vorbim despre un prieten foarte bun. Prietenul special este Sfântul Efrem cel Nou, pentru că sunt sigură că 99%, dacă nu 100%, dintre cei aflați în sală, îl cunoaște pe acest sfânt și sunt convinsă că v-aș fi ajutat de foarte multe ori. Iar probabil că v-a ajutat este chiar cartea pe care o avem în față, pentru că mulți dintre dumneavoastră ați dat deja mărturie. Eu vreau să-i mulțumesc Sfântului Efrem, pentru că mi-a dat ocazia să lucrez la un proiect minunat, la un proiect la care nu m-am gândit niciodată. Mi-a dat ocazia să lucrez la două cărți care conțin colecții de mărturii făcute de acest sfânt. Prima carte, așa cum știți, am lansat-o în 2016 și este această carte. O carte care pot să spun că a călătorit destul de mult. Am lansat-o, am scos-o în 4 ediții, deci 9500 de exemplare. O carte care nu se vinde, o carte care se dă gratuit și trebuie să recunosc că în momentul în care am scos această carte, mă întrebam dacă donează cineva pentru scoaterea unei cărți. Sfântul Efrem ne-a demonstrat că da, donează cineva pentru scoaterea unei cărți și o carte, și ne-a demonstrat că o carte este foarte importantă în viața unui om. Poate schimba viața unui om. Dacă despre primul volum spuneam că s-a scris singur, despre al doilea volum aș putea să spun că a venit așa ca un firesc, ca o continuare. Deși nu m-am gândit de la început, dar am început să am tot primit mărturii și era nevoie de al doilea volum. Nu se putea ca să mărturii să rămâne undeva puse într-un sertar. Și îmi doresc foarte mult ca și această carte să călătorească cel puțin la fel de mult ca primul volum. Această carte există în primul rând la primele celor care au mărturisit. Așa cineva vă spune să o face. Apoi există datorită celor care au donat pentru această carte să fie tipărită. Pentru că, într-adevăr, editarea unei ediții este destul de costisitoare și depășește 100 de milioane de lei vechi. Această carte există însă un număr foarte mare de prieteni. Cred că sunt în jur de 25 de prieteni care m-au ajutat. M-au suportat. Și au din timpul lor, din opțiile lor, ajutându-mă cu editura, cu editare, cu lectură, care o muncă destul de migăloasă. M-au ajutat cu ce înseamnă grafică de pregătire pentru tipar. Eu le mulțumesc tuturor. Nu vreau să o fac nominal pentru că mi-e frică să nu-i pe cineva și știu că unii dintre ei au avut așa să rămână cu bani taină. Vreau totuși să adresez mulțumiri speciale Colinei Rezai și Alexandrei Grigore, care au pregătit cartea pentru tipar. Și mai am de adresat multe mulțumiri. În primul rând vreau să-i mulțumesc Maicii Macaria, de la Nea Mati, care este mâna dreaptă a stareții de acolo. Și în martie, când am fost la Sfântul, de s-a necunoșteat deja de la primul volum, i-am povestit că, de fapt, am pus manuscrisul cărții, l-am pus pe radă, ca să primim așa cumva și prin reprezentarea Sfântului Efrem, și am rugat-o să ne permită și ne-a permis să livrăm în camera în care se află morântul Sfântului. Am făcut câteva fotografii pe care le veți regăsi în hal. Facem mică pauză pentru că a venit unul dintre invitați și o să vreau să se așeze acolo. O să-l prezint la momentul.
Aș vrea de asemenea să mulțumesc preoților care au sprijinit publicarea acestui volum. Au sprijinit publicarea volumului fie scriind mai de cele două preface, fie trimițând un mărturii, fie dând un fotografii din bisericile pe care deși le păstoresc. Și aici mulțumesc părintele Mihai Ionescu de la parohia Ierului Iași, mulțumesc părintele Vasile Gavrila care se urmărește la parohia Ierului, mulțumesc părintele Ioan Matei de la Florești, din Cluj, părintele Ciprian Negreanu de la Biserica Studenților, Codul din Cluj, părintele Constantin Iaconașu de la Biserica Spitalului Județean Suceava și părintele Iosif Petra de la Mânzirea Chiașului. O să fac o scurtă trecere în listă a invitaților care stau lângă mine. L-am alături de mine pe părintele Vasile Darcuja, de la parohia Chilicești, unde dânsul a făcut așa un încălțișor de rai. În primul rând, prin atmosfera de rugăciune pe care o simți în Biserica Dinsului. În Biserica de la Chilicești există moaștere la Adveniei de Sfinți, sper să mă greșesc, inclusiv moaștere Sfântului Eten. Apoi, pe Nicoleta Filip și pe Mirela Caragoti, care au scris, au publicat această carte, sunt coautori, sunt 100 de coautori, cât 100 de mărturii. Alexandra Zvet, jurnalist care a venit din Anglia ca să fie alături de noi, și domnul doctor Radu Țin, medic primar la secția de terapie intensivă din Spitalul de Urgență Floreasca. Spuneam că de 7 ani îl cunoaștem pe Sfântul Efrem cel Nou și trebuie să vă spun că mi-a dat foarte multe daruri. Le-am mijlocit și am primit de la Dumnezeu cu ajutorul Sfântului Efrem foarte multe daruri, dar o să mă opresc doar așa, asupra unei mici părți. Dumnezeu mi-a dorit prin mijlocirea Sfântului Efrem cel Nou doi copii, unul în cer și unul pe pământ, pe Sofia și pe Nicolae. Sofia noastră s-a născut pe 1 septembrie 2013 și s-a mai născut odată în cer pe 6 septembrie. Sfântul Efrem a rânduit să o botezăm și să avem un întrerugător în cer. Un an mai târziu ne-am dus în Grecia să ne rugăm Sfântul Efrem. Ne-am rugat și altor sfinți care sunt apropiați de inimă, Sfântul Ioanusul, Sfântul Mentarie. Iar în postul Crăciunului din 2015 am hotărât împreună cu soțul meu, Alexandru, să facem din nou același canon pe care l-am făcut și când am rămas în însărcinată cu fetița, adică să citim 40 de zile Acatistul Sfântului Efrem. După ce am terminat acest canon, sau cam în același timp, am terminat și prima carte, am dat-o la tipar. În aceeași perioadă am făcut pelerinajul cu Cofina, ne-am rugat și la Sfânta Cuvioasă Paraschela și noi cartea am lansat-o pe 6 februarie 2016. Eu nu știam că sunt însărcinată, am aflat 4 zile mai târziu, a fost o mare bucurie. A fost o sarcină cu multe emoții, cu analize chiar mai groase decât prima, pentru că eu fac tensiune în timpul sarcinii, adică se numește preeclampsie, o condiție medicală care implică riscuri foarte mari, care pot fi atât la moartea mamei cât și la moartea copilului. Dar, bineînțeles, ne-am rugat foarte mult, ne-am rugat lui Dumnezeu, mai și Domnului, Sfântul Efrem și multor alți sfinți. Și pe 6 septembrie 2016 eram internat în spital. Medicul meu ginecolog a decis să fac o nouă ecografie, deși cu doar o zi înainte doar cu toate analizele erau în regulă și mi-a spus că trebuie să mă opereze, nu trebuie urgență, pentru că copilul era un joc cu copilul într-o suferință fetală. Și sincer vă spun că nu venea să cred că nasc în aceea zi în care Sofia a trecut la Domnul, aproape la aceeași oră. Dar noi vedem acest lucru ca o mângâiere, ca de acum înainte sau din acel moment, în ziua respectivă, să fie și o bucurie pentru noi, pentru nașterea băiețelului nostru. Nicolae a venit pe lume cu o mare prematură,
cu aproape 6 săptămâni mai devreme, am primit programul 100. Am trecut prin emoția asta la terapie intensivă. Sunt câteva colege de suferință, dacă pot să spun așa, sunt în sală, care au trecut și ele prin emoții similare. Dar slavă lui Dumnezeu, este bine și ne bucurăm, ne bucurăm de el, dumneavoastră și cunoașteți. Am vrea să spun câteva lucruri despre această carte. Spuneam că sunt 100 de mărturii. Este o carte care are 12 capitole și sunt mărturii extraordinare, din punctul meu de vedere. O să vedeți că unele vor lua total prin structurile. Sunt mărturii care arată găsirea unor soluții în situații limită, vindecări miraculoase, copii salvați, deși erau sortiți avortului de către medici. Dar sunt și mărturii care ne arată că Sfinții intervin în viața noastră, dar nu întotdeauna așa cum ne dorim noi. Adică când fac aceste mărturii, ne amintesc ca fiecare rugăciune să spunem, Doamne, facă-se voia Ta. Și de aceea, probabil, și rugăciunea pe care o facem către bolnavi, pentru bolnavi, pentru simte fremice nou, se spune undeva, ne rugăm să fie frem, dacă este de folos, să mândească pe cel aflat cu suferință, iar dacă nu este de folos, să-i dea răbdare, să-și ducă crucea fără să plătească. Există un capitol foarte mare, dedicat muncilor, care au venit pe lume sprijinul Sfântului Vrânce Nou. Deși, cum spuneam, medicii îi sorteau clar avortului și dacă părinții n-aveau credință tare, acești copii nu s-ar mai fi născut și acești copii sunt perfect sănătoși astăzi. Există, de asemenea, un capitol care se numește O singură lumină mai multe mărturii. M-am gândit să prezentăm aceeași minune din mai multe unghiuri. Pentru că fiecare ne raportăm diferit la un eveniment. Și m-am gândit că dacă o minune este prezentată din mai multe unghiuri, practic nuanțele diferite dau mai multă greutate acelui eveniment. Și mai vreau să spun două lucruri despre un alt capitol, care mie este foarte drag, se numește și-au citit, și-au trăit minuni după ce au citit o carte. Sunt minuni pe care le-am primit de la cei care au citit primul volum. Minuni care arată exact ceea ce spuneam la început, că o carte poate schimba viața unui om. Și o să vă dau un mic exemplu. Spuneam că această carte am dus-o și am pus-o în mâinile multor necunoscuți. În general, oameni aflați în suferință, am dus-o în biserici, în mănăstiri, am dus-o în spitale, în azile. Și la un moment dat am dus cartea într-un spital din București. Am dăruit-o unei mame, fără să știm poveștile, nu interacționam prea mult cu cei care primeau cărțile. Dar se întâmpla în 2017, dar la câteva luni, mama respectivă mi-a dus o mărturie și mi-a povestit, fără să știe că noi am dat acea carte, mi-a povestit, uite, ne-a dus cineva o carte cu Sfântul Efrem, eram cu fata mea de 17 ani, avea cancerosos, urma ca medicii să-i taie mâna, ne-a rugat amândouă, ne-a pus în vechea Sfântul Efrem și Bunul Dumnezeu s-a rugat, au simțit miros de mir în salon amândouă și fata a intrat în operație la scurt timp, cu gândul că medicii vor tăia mâna. Îți dai seama ce moment și ce, nu știu, să ai 17 ani și să știi că pentru română mi se pare un moment foarte greu. Și ai ieșit în operație cu mâna la loc. Cred că medicii și-au schimbat decizia. Roxana, pentru că așa o cheamă, a trecut prin multe încercări, pe loc, a ajuns și în Italia. Dar slavă Dumnezeu este bine, chiar a venit astăzi și ne-a invitat la lansare, la organizare. Deci nicio carte nu ajunge întâmplător la cel care o primește. Și sunt mulți care au venit la sala din 2016 și au trăit minuni. Am o prietenă care s-a făcut sală, care a avut o veste copleșitoare în februarie 2016, era la lansare și a strigat către Sfântul Efrem și credeți-mă că Sfântul i-a răspuns imediat și mărturia ei o veți găsi în carte. 90% dintre mărturile din volumul 2 le veți regăsi și pe online, pe un blog, se întâmplă
Am făcut și o pagină aferentă pe Facebook, acum am văzut mai mult pe Facebook. Cartea este scoasă sub umbrela asociației noastre Sfântul Nicolae și Sfântul Efrem cel Nou, asociație care duce mai departe în memoria Sofiei. Dumneavoastră, sau mulți de dumneavoastră știți deja cu ce ne ocupăm, dar avem o pagină de Facebook în memoria Sofiei pentru cei care nu ne cunosc. Și cu această ocazie mulțumesc și tuturor celor care ne sunt aproape, pentru că este o asociație care se bazează exclusiv pe voluntariat. La final, doar mi-am primit o carte, în mod gratuit, cum spuneam, această carte se dă numai gratuit. Dacă doriți să o dați mai departe, aveți mai multe modalități. Dacă știți pe cineva în suferință sau știți pur și simplu care are nevoie, să iau un caz să citească, sau există un puffer pentru donații, sau un cont pe care îl găsiți în carte. Eu îmi doresc foarte, foarte mult să ducem această carte, în special în saloanele de spital și să o lăsăm acolo pentru ca cât mai mulți pacienți să se bucure de ea, să o dăm și pacienților, dar aș vrea, pentru că în saloane e flux mare și ar fi bine când omul are așa un moment să poată să răsfească ceva, mai ales că mărturile sunt scurte. Am fost în decembrie, am avut o acțiune la Spitalul Sundeni și la Institutul Oncologic, la adulți, unde, să zicem așa, oamenii sunt mai rari în vizită și mi-am dat seama ce nevoie mare este de o îmbrățișare, de un zâmbet, cât de important este să deschide cineva până la urmă ușa salonului, pentru că nu toată lumea are familia aproape. Sunt mulți pacienți care sunt din țară. Ce pot să spun? Eu mă rog ca Sfântul Efrem să lucreze în inimile celor care vor citi această carte și mă rog ca oamenii să aibă curajul să cheme în ajutor pe Sfântul Efrem. Vă spuneam în părinte că nu este nevoie, Sfântul Efrem nu are nevoie de atât de multe cuvinte, e suficient să-l scriști cu credință și vă spun pe drept cuvânt că au fost momente de cumpăr în care am strigat la Sfântul Efrem, deci nu e cuvântul cel mai frumos și mai potrivit, dar Sfântul a răspuns imediat. Și cred că nu degeaba grecii spun Sfântul Fulger. Acum îi dau cuvântul părintelui Vasile Tamuș. Vreau să precizez faptul că mă aflu aici, la acest eveniment de suflet, în primul rând ca prieten al familiei Sfântea Moraru și, în al doilea rând, ca răvnitor la prietenia Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Nou, în timp ce mulți dintre dumneavoastră, cu siguranță, vă bucurați de prietenia declarată a Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Nou. Este o zi deosebit de importantă pentru Biserica Ortodoxă. În prazi cumpărătesc Înălțarea Sfintei Cruci, 14 septembrie, o zi cu rezonanță deosebită pentru viața Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Nou. În anii 1950, de altfel după 1945, o monahie din Biserica Ortodoxă Greacă, pe nume Macaria, a primit binecuvântare ca să ridice o chirie pe ruinele unei mănăstiri care nu mai funcționat de 500 de ani pe colina Neprihăniților sau muntele Neprihăniților. Și în anul 1950 acea monahie, Macaria, dorit să restaureze mănăstirea, de altfel e mult spus să se restaureze, trebuia să se reconstruiască mănăstirea,
se ruga în permanență ca Dumnezeu să-i descopere cumva cum era duhul mănăstirii în vremea în care mănăstirea funcționa. Era o mănăstire de călugări. Și se ruga la Domnul să cunoască, să simtă, să-i se descopere cumva ceva din viața mănăstirii de atunci. Și a început, la un moment dat, să îi se arate în vis un călugăr înalt și slab, care, pentru început, nu-i spune nimic, dar cu care se obișnuise și care îi inspira oarecum încredere. Și de multe ori îl vedea în vis într-un anume loc din mănăstirea aceea, din ruinele fostei mănăstiri. Și Maica Macaria, dorind să pună, să construiască biserica, s-a hotărât să înceapă de la locul unde îl vedea des pe călugărul acela. Și a pus muncitorii să sape și în locul acela, care acum este cumva colțul din stânga al bisericii, cum se intră, acolo, la un metru și jumătate, au dat de o bucată de material textil negru. Și monahia Macaria l-a făcut atent pe muncitorul care săpa să aibă grijă. Muncitorul era obosit și s-a cam iritat. Dar maica i-a spus, vezi că acolo poate să fie un om. Dar nu-i spusese care era gândul ei. Hai, trebuie să săpăm, pentru că aici o să punem un stâlp și trebuie să par mai adânc. Și dând la o parte pământul, pe lângă materialul acela de textil, a dat de câteva oseminte. Și văzând maica pe muncitor că totuși nu este îndeajuns de atent, i-a zis, ai grijă, fii mai atent. Și apropiindu-se de zona unde era capul celui îngropat, deodată a simțit și muncitorul și maica, au simțit un miros de bună mireasmă, de mir. Și deodată muncitorul s-a înfricoșat, s-a dat la o parte și s-a rezemat de marginea gropii. Maica a spus, lasă că am eu grijă. Și cu mâinile ei a dat cu grijă la o parte pământul și a descoperit acolo ceea ce sau a descoperit comoara pe care comoara care mai târziu avea să devină emblema acelui loc și mijlocitorul prin excelență înaintea lui Dumnezeu, Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou. N-a știut Maica Macaria despre cine este vorba. Au scos de acolo sfintele oseminte, era clar că erau sfinte moaște. S-au minunat de faptul că până și rasa, că era vorba de rasa unui călugăr, ce materialul pe care îl descoperiseră acolo, s-a mirat că rasa era neputrezită și au pus sfintele moaște pe marginea gropii. A început să plouă
era, s-a apropiat seara, era ziua de 3 ianuarie, acolo iarna este altfel decât la noi, și s-au hotărât să continue lucrarea dimineață. Au acoperit acolo Sfintele Moaște, gândindu-se că dimineață vor căuta ca nu cumva să mai fie ceva prin pământ și apoi să le spere, să le cureze. Dar iată că acel călugăr care i se arăta Maicii s-a arătat în noaptea aceea și cumva a dojenit-o, spunându-i de ce m-ai lăsat în ploaie. Și și-a dat seama monahia Macaria că cel descoperit acolo era, moaștele celui descoperit acolo era cel care îi se arăta ea de câteva vreme, în timp ce îl ruga pe Dumnezeu să-i împărtășească cumva ceva din duhul fostei mănăstiri. Și încet, încet, Sfântul Mare Ucenic Efrem cel Nou, căci și despre el era vorba, i-a descoperit Maicii Macaria toate cele despre viața și despre mărturisirea lui, despre ucenicia lui. În același timp, multe dintre cele descoperite ei de Sfântul Mare Ucenic Efrem cel Nou, Sfântul le-a descoperit și altora, și unor surori din care viețuiau în mănăstire, și chiar și unor credincioși care veneau acolo, cei mai mulți, ca să dea o mână de ajutor la refacerea mănăstirii. Și nu numai atunci, în anul 1950, ci și mult mai târziu, în timp, Sfântul se arăta unor credincioși, descoperindu-le aspecte din viața și din mucenicia lui. În felul acesta, am ajuns noi, cei de astăzi, să cunoaștem cam tot ce trebuie cunoscut din viața Sfântului Mare Ucenic Efrem cel Nou. Și ce a descoperit Sfântul Maicii Macaria și celorlalți? Că Sfântul s-a născut în regiunea Tricala în anul 1384. A rămas orfan de tată și a crescut alături de ceilalți frați, 7 frați ai săi și alături de mama sa. Iar când a împlinit vârsta de 14 ani, a simțit chemarea de a-și închina viața, întreaga viață, slujirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Alegând să intre în mănăstire. În felul acesta, putem spune că și-a ales să-și răstignească viața, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, că el este răstignit pentru lume și lumea este răstignită pentru el. Și la vârsta de 14 ani a intrat în mănăstirea de pe colina Neprihăniților și acolo s-a deprins cu o viețuire aleasă. Zona aceea, Adica, prin 1425 a fost cucerită, a fost cotropită de turci. În anul 1425 au atacat turcii până și mănăstirea de pe colina Neprihăniților și au ucis pe toți călugării pe care i-au găsit în mănăstire.
Sfântul Mare Ucenic Efrem cel Nou nu era în mănăstire atunci, ci era într-o peșteră, în apropierea mănăstirii, locul unde obișnuia să se roage în chip deosebit. Probabil, Sfântul, venind în mănăstire, a ajutat alături de localnici, de cei care au venit în urma masacrului, la îngroparea, la înmormântarea călugărilor decapitați atunci de turci. A rămas Sfântul acolo, în mănăstire. Și după un an, în 1426, turcii au atacat din nou zona aceea și au trecut din nou pe la mănăstire. Și l-au prins pe Sfântul Mare Ucenic Efrem cel Nou. Și l-au luat în robie. Nu l-au ucis, precum au făcut-o cu ceilalți. Poate pentru faptul că Sfântul nu a reacționat în niciun fel. Și bunătatea aceasta a Sfântului, lipsa de reacție și rugăciunea pe care el o practica în toată vremea, i-a determinat pe turci să-l supună la chin. I-a determinat să-l închidă, să-l lege, să-l oblige să se lepede de credință, lucru care era de neconceput pentru cel care își închinase toată viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ei, ziua în care Sfântul Mare Ucenic Efrem cel Nou a fost prins de către turci și momentul acela constituind începutul muceniciei sale, a fost ziua de 14 septembrie 1426. Iată, tot 14 septembrie, ziua înălțării Sfintei Cruci. Și vreme de 8 luni, până pe 5 mai, Sfântul a fost supus la chinuri groaznice. Sunt, am putea spune, martori cărora Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou li s-a descoperit, făcându-i ca pe niște martori oculari și care au descris în amănunt cum a fost chinuit Sfântul. Până și în anul 1970, un creștin din Atena a dat mărturie că Sfântul a făcut în așa fel încât el într-o noapte s-a simțit ca și cum ar fi fost martor la chinurile la care a fost supus Sfântul Mare Ucenic Efrem cel Nou. Și a spus lucruri pe care Sfântul le-a descoperit și altora. Printre altele, acest creștin din Atena a spus că atunci când Sfântul a fost țintuit pe un copac din curtea mănăstirii, cu capul în jos, i-au bătut un cui și în cap, nu numai în picioare. Și Sfântul nu reacționa în niciun fel. Și chiar se ruga la Domnul, precum Sfântul Arhiriacon Ștefan, ca Domnul să nu le socotească lor păcatul acesta. Știa Sfântul care este atitudinea și care este calea muceniciei, a mucenicului. Și în ziua de 5 mai anul 1426,
într-o zi de marți, pe la ora 9, Sfântul și-a dat sufletul în mâinile Domnului. După ce, în prealabil, un chinuitor turc i-a luat un lemn aprins și l-a înfipt în pântece. Nici atunci Sfântul n-a zis vreun cuvânt rău, ci doar a arătat cumva că simte durerea. Dar o simte, dar în același timp și-o asumă. Și știa că merită să sufere pentru ceea ce va primi după aceea. Și a fost dat jos din desfăcut din legăturile cu care era legat de copac. Și nici măcar atunci când jos fiind și trăia ultimele clipe, nici măcar atunci nu a fost lăsat de chinuitori și atunci a fost lovit. Toate acestea le povestea cu în amănunt acel creștin în anul 1970, acel creștin din Atena. Mai mult decât atât, după ce au plecat turcii, l-au lăsat acolo într-o baie de sânge, dar noi putem spune că era înveșmântat în haina de sânge a muceniciei. După aceea, în apropierea mănăstirii, treceau doi localnici care nu aveau de gând să intre în zona aceea, ci treceau pe lângă mănăstire. Și au văzut că se apropie de ei un câine. Un câine alb cu pete negre, care era câinele care îl însoțea pe Sfântul Mare Ucenic de Ioan cel Nou. Și câinele avea ochii umezi de credeai că plânge, că îi curg lacrimi din ochi. Și a venit câinele la cei doi localnici, după aceea s-a depărtat către mănăstire, iar a venit, parcă voia, iar a plecat și parcă voia să spună ceva câinele. Și oamenii și-au dat seama, au simțit că acel câine vrea să le arate ceva. Și i-a condus câinele la locul unde era trupul însângerat, înveșmântat în sângele mucenicii, al Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Nou. Și și-au dat seama că este unul din călugării mănăstirii și l-au luat, au săpat o groapă, probabil groapa care avea să fie descoperită peste 500 de ani din rânduiala lui Dumnezeu de către Maica Macaria. L-au așezat acolo și ca să vedeți lucru minunat, cum viețuitoarele care sunt pe lângă noi arată că și ele sunt în slujba lui Dumnezeu, câinele acela a alergat către locul unde fusese chinuit Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou și de acolo a adus o bucățică din trupul Sfântului care fusese ruptă în timpul chinurilor. A adus în gură și a lăsat partea aceea din trup, a lăsat-o lângă groapă, ca oamenii să îngroape și partea aceea. Lucrul acesta, iată, l-a mărturisit cel care a avut această vedenie, această viziune, prin mijlocirea Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Nou și care este în concordanță și cu alte mărturii
separate, de la, la distanță, percepute și ca spațiu și ca timp. Ei, a fost înmormântat Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou acolo și, după cum spuneam, din rânduiala lui Dumnezeu, peste 500 de ani, monahia Macaria avea să scoată acest odor, Sfintele Moaște ale Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Nou, avea să le scoată și să le pună la loc de cinstire. Din anul 1950 până în anul 2011, când Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe în Grecia, până atunci Sfântul nu doar că a fost cinstit ca un sfânt, dar minunile care au fost percepute, au fost trăite de creștinii care l-au cunoscut pe Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou din auzite, sau care au venit la mănăstire și s-au apropiat de Sfintele Moaște, sunt nenumărate minunile acestea. Toate acestea au făcut ca Biserica Ortodoxă Greacă, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Grecia, să-l canonizeze pe Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou. Acum, nu că atunci Sfântul Efrem a devenit sfânt, ci doar i s-a oferit recunoașterea din partea Bisericii. Și i-a fost alcătuită slujba cu toată rânduiala. Însă această perioadă a fost așa cum sunt și zilele pe care le trăim. Acea perioadă a fost plină de mijlocirea și de minunile pe care Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou le-a lucrat în viața multor credincioși. Astăzi, în vremea aceasta în care trăim, din rânduiala Bunului Dumnezeu, la mănăstirea închinată Maicii Domnului din Neamacri, acolo unde se află moaștele Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Nou, șirul pelerinilor români nu încetează niciodată, nu se termină. În fiecare zi, dacă ar merge cineva să observe, în fiecare zi am vedea că în curtea aceea intră cu emoție mulți pelerini români. De altfel, epitrahilul care este pe trupul, pe Sfintele Moaște, epitrahilul pusut în fir de aur și papucii pe care Sfântul îi are în picioare, reprezintă donația pelerinilor români, care au dorit să contribuie la costurile acestor odoare. Și, așa cum spunea doamna, sigur, Maica Stareță și Iegumena cunosc evlavia și apreciază evlavia românilor în față de Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou. Așa cum spunea doamna, Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou se arată nu doar celor care caută să-L cunoască, și putem spune că nu este nevoie de, în cazul unor,
Nu este nevoie de multă rugăciune la Sfântul Mare Mucenic de Vremceanu. Spunea un părinte că a venit la el la biserică o femeie cu un copil care era total dezorientată. Se vedea că nu are niciun sprijin. Nu știa ce să facă. Nu știa cum să iasă din necazul care o cuprinsese. Era necredincioasă. Nu știa să se roage. Nici Tatăl nostru nu știa. Dar ceva a determinat-o să intre în biserică. Și părintele, pentru că avea evlavie la Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou, i-a spus: uite, roagă-te la Sfântul Efrem. Păi cum să mă rog? Că nu știu cum să mă rog. Păi spune așa: Sfinte Mare Mucenice Efrem cel Nou, roagă-te pentru mine păcătoasă. Și de câte ori să spun? Spune de câte ori poți, de câte ori îți aduce aminte. Și a plecat femeia. Sigur, nu avea deprinderea rugăciunii. A spus destul de rar aceste cuvinte. Poate de 5-6 ori pe zi. Dar vine după vreo 2 săptămâni la preot și spune: părinte, uite ce mi s-a arătat mie în vis. Parcă eram într-o biserică așa din piatră, o biserică mare, cu marmură pe jos, și era multă lume acolo în biserică și așteptau pe cineva. Și eram și eu acolo. Și deodată toți au început să se bucure. Au fost cuprinși de bucurie și pentru că au văzut că în biserică intră un călugăr slab și înalt și călugărul acela vorbea grecește. Păi, de ce vorbea grecește? Părintele zice că e grec, Doamnă. Da. Și zice, când a ajuns în dreptul meu, mi-a zis în românește: nici pe tine nu o să te uit. Dar și zice: ce-i cu asta? Păi, i-a spus părintele: iată, rugăciunea ta a fost ascultată. Și este Sfântul pe care am spus să-i adresez rugăciunea. Este Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou. Și în felul acesta, femeia, ca fără mult efort, fără multă rugăciune, a devenit și ea prietenă a Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Nou, care i-a schimbat viața, așa cum spunea și Doamna, că o carte poate schimba viața unui om, dar de cele mai multe ori, sau schimbarea, de fapt, o datorăm Sfântului. Spunea părintele Galeriu că nu există minune mai mare între ceea ce numim noi minuni. Vindecare de boli, ieșire din nu știu ce necaz, depășirea unei crize de orice fel, până și o înviere din morți. Și nu există minune mai mare ca schimbarea unei vieți. Schimbarea vieții. Schimbarea modului de viață. Și minunea aceasta nu este deloc străină Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Nou. Cel pe care, iată, îl cinstim și căruia îi suntem datori cu multă recunoștință. Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou este, așa cum spunea Sfântul Ioan Gâr de Aur, unul dintre cei care l-au iubit foarte mult pe Hristos. Sfântul Ioan Gâr de Aur zicea că nu există om
care să-L iubească mai mult pe Hristos decât mucenicul. Și iubirea aceasta pe care o arată mucenicul, iubirea pentru Hristos Domnul, pe care o arată mucenicul, este cea mai mare dragoste, este cea mai mare iubire. Și întotdeauna îmi place să aduc cuvântul despre o carte, titlul unei cărți, Să nu preferi nimic iubirii lui Hristos. În care găsim acolo foarte multe cuvinte alese ale arhimandritului Ioachim Pac. Să nu preferi nimic iubirii lui Hristos. Lucrul acesta l-a arătat Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou și de aceea socotim că el s-a învrednicit de așa mari daruri de la Dumnezeu. De așa mari daruri de la Dumnezeu să mijlocească în felul acesta pentru atâta lume, să mijlocească în chip minunat pentru toți cei care i-au cerut ajutorul. Aici se vede încă o dată ceea ce i s-a arătat unui alt admirator al Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Nou, că atunci când Sfântul și-a dat Duhul, cel care a avut viziunea a văzut pe Îngerul Domnului care a venit cu o cunună de flori și pe cunună a luat sufletul Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Nou și l-a înălțat la cer și l-a văzut pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos primind cu multă dragoste sufletul Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Nou. În felul acesta ne explicăm darurile cu care Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou a fost împodobit de Domnul și vedeți cum Dumnezeu l-a păstrat în taină vreme de 500 de ani. De ce oare? Cu siguranță Dumnezeu a așteptat vremea când lumea avea să aibă nevoie cel mai mult de ajutorul unui sfânt atât de mare cum este Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou. Slavă Domnului pentru toate! Mulțumesc, Părintele Pastor, o să-i dau cuvântul domnului doctor Andrei Țin, care nu poate sta până la final din motivul de tine și o să încerc să... Bună ziua! Este o mare bucurie să văd atâta lume în sală la o lansare de carte și nu la orice fel de carte, ci una cu subiect religios. Este o bucurie și trebuie să felicit organizarea ireproșabilă a evenimentului, pentru că de multe ori vedem chiar și la alte tipuri de lansare de carte că sala e aproape goală. Ceea ce astăzi ne aduce pe toți la oaltă cu gândul într-o zonă a rugăciunii, pentru că bănuiesc că toți cei care ne aflăm aici împărtășim aceleași gânduri și idealuri. Și suntem aici pentru că am rezonat la chemarea spre credință pe care această carte ne-a ridicat-o. Ce vreau să vorbesc astăzi și să vă mărturisesc, în primul rând, una din minunile care se regăsesc în cartea prezentată astăzi, minune la care am fost și martor și parte, și în a doua parte a discursului vreau să vă povestesc ceva și să vă mărturisesc ceva din ceea ce înseamnă această interfață dintre religie și medicină în cea mai grea secție dintr-un spital, aceea de terapie intensivă, unde viața și moartea se întâlnesc, unde Dumnezeu se întâlnește cu cei care suferă, unde familiile se întâlnesc cu Dumnezeu și se întâlnesc cu suferința și unde, de foarte multe ori, am întors oameni spre credință și am întors familii spre credință și cursul vieții lor s-a schimbat radical după acel moment. Vă spuneam de acea
mărturisire a minunii pe care o regăsiți în carte. Eram plecat la un congres în Norvegia și am primit vestea de la o prietenă că s-a născut primul copil al familiei, sănătos, tot a fost în regulă într-o maternitate din București și că ne așteaptă sigur să sărbătorim împreună la întoarcerea de la acest congres această minune, nu individuală, a familiei respective. Însă după numai 24 de ore îmi dă un mesaj disperat să vorbesc la maternitatea unde s-a născut copilul că ceva grav s-a întâmplat cu copilul dintr-o dată. Lucru care l-am și făcut, am sunat la maternitate, copilul care era bine, cu o notă de 9 la naștere, era deja intubat, era în terapie intensivă. Am vorbit cu colega mea de la neonatologie, care mi-a încirat un număr impresionant de diagnostice grave, dintre care două dintre ele erau incompatibile cu supraviețuirea. Era vorba de suspiciunea unei boli genetice metabolice în care copilul nu primea suficientă glucoză la nivelul creierului și care, sigur, ar fi determinat decesul extrem de rapid, pentru că știm cu toții creierul nu poate funcționa fără glucoză, este singurul organ dependent de această substanță. Și sigur, o serie întreagă de infecții care îi invadaseră corpul, era într-o stare de șoc septic, mă rog, cu toată, să spunem, amănuntele medicale pe care nu vreau să le relatez acum. Am fost sunat, evident, de către familia copilului, care m-a întrebat ce vești le dau după discuția cu doctorul. Și evident că veștile nu puteau fi decât într-un singur sens. Ei trebuiau să se pregătească de înmormântare. Și am făcut acest lucru pentru că, din punct de vedere deontologic, ca doctor trebuie să furnizeze adevărul celor care îl solicită de la tine. Le-am spus despre ce este vorba. Evident că rugăciunea a fost primul gând al acestei familii și a fost și, să spunem, sprijinul pe care aceștia l-au găsit în acea fază. Lăsând copilul în grijă doctorului, au plecat cu toții să se roage la Sfântul Efrem. Au făcut acest lucru. Între timp i-au solicitat soției mele, care era în România, să boteze copilul acolo în terapie intensivă. Copilul a fost botezat imediat în terapie intensivă. Vă dați seama că pentru mine, de la distanță, percepeam aceste lucruri un pic distorsionate. Colega mea îmi spunea că copilul este pe moarte. În același timp, familia îmi spunea că va scăpa. Era, să spunem, o tensiune interioară, sufletească, extrem de grea și greu de explicat în cuvinte. După doar o zi de la momentul botezului, copilul a fost extubat. M-au sunat cei din familie. Evident că am început să pun la îndoială și eu această informație. Am sunat și am vorbit cu colegii din spital, care mi-au spus că, într-adevăr, copilul a fost extubat. Lucrurile au evoluat favorabil, rapid, în sensul că s-a reluat o activitate normală. S-au repetat analizele pentru acea boală metabolică care era incompatibilă cu supraviețuirea, care au ieșit negative. Infecția pulmonară a fost remisă undeva la 3 zile de la momentul în care copilul a fost botezat. Și după vreo săptămână, copilul a fost externat din terapie intensivă. Sigur că a fost necesară o intervenție chirurgicală ulterioară pentru o problemă a cordului, care a fost realizată și ea într-un mod miraculos. Gândiți-vă că un copil externat din spital, care era să moară, foarte rapid, în câteva săptămâni, a ajuns la Milano și a fost operat pe cord deschis și astăzi este în sală și se plimbă pe aici. Lucru care ne arată încă o dată că minunile sunt prezente. Această familie a făcut mărturisirea, iar eu am venit să întăresc cuvântul pe care ei l-au spus din punct de vedere medical, prin faptul că la momentul în care citim pe foaia de observație a acestui copil diagnosticele de la 24 de ore, care erau obiective, nu erau doar presupunerea de doctorilor, erau concretizate cu analize medicale, orice doctor din lume v-ar fi spus că acest copil ar fi trebuit să moară. Și iată că după 3 ani este în sală și alergă pe aici fără nicio problemă. Acum, în a doua parte a discursului, vreau să vă spun ceva foarte scurt despre ce simțim în terapie intensivă și ce important este acest moment al suferinței. Să știți că suferința este un element care întotdeauna ne trezește la realitate. Suntem de obicei îmbătați cu toate
elementele acestea de bine pe care lumea trecătoare ni le oferă și uităm la un moment dat să ne întoarcem către credință, să ne întoarcem către Dumnezeu. În reanimare, fiind suferință, automat omul se întoarce la Dumnezeu. Am scris un articol acum câteva luni care mi-a plăcut foarte mult, a fost preluat de o mare parte din presă, se numea Fără Dumnezeu nu există nicio vindecare. Lucru pe care îl spun și cu tărie și astăzi, evident că am împărțit spitalul în două tabere care au încercat să mă convingă fie de o parte, fie de cealaltă, că au dreptate. Însă, cu siguranță, lucrând de 11 ani în terapie intensivă, vă pot spune că fără Dumnezeu, cu siguranță nu există vindecare. În terapie intensivă, atunci când oamenii se roagă, să știți că noi astăzi avem o serie întreagă de parametri de monitorizare. Monitorizăm pulsul invaziv, monitorizăm tensiunea arterială invaziv, facem măsurători ale curenților electrici din creier. Sunt măsuri avansate de urmărirea pacientului și vă pot spune că de foarte multe ori când am participat la slujba masterului, acești parametri variază într-un mod imprevizibil, într-un mod neașteptat și după ce se termină slujba masterului, imediat încetează reacțiile respective. Ceea ce ne spun, ne faptul că acel pacient care noi îl credem în comă și care îl credem că nu participă și nu este prezent cu noi, în prezența rugăciunii el reacționează. Și această reacționare nu de puține ori a determinat ca pacienți fără nicio șansă medical să se întoarcă și să plece sănătoși din spital și nu să plece sănătoși din spital, ci să își reconsidere întreaga viață, schimbându-și radical optica în raport cu religia și cu Dumnezeu. Acest lucru este esențial. Să știți că au fost pacienți care încă nu erau credincioși. Erau, dimpotrivă, într-o direcție în care nici n-am vrea să ne gândim că am putea ajunge ca oameni. Și cu toate astea, să știți că s-au întors la credință și au devenit mărturisitori ai credinței după experiența din reanimare pe care au trăit-o. Iar această schimbare, sunt absolut convins că a fost realizată de puterea rugăciunii și de acel moment în care, probabil în stările acelea de comă în care nimeni nu știe ce se întâmplă, ei au simțit puterea lui Dumnezeu și au simțit Duhul lui Dumnezeu peste ei. De aceea, când sunt întrebat, multă lume mă întreabă, evident, în reanimare, întrebarea frecventă este, credeți în minuni? Și întotdeauna le spun, nu cred în minuni, le văd. Și ce, dar cum le vedeți? Și atunci, sigur că e foarte dificil să le mărturisesc sau să vii să le dai o rețetă. E foarte greu, atâta timp cât oameni care l-au avut pe Hristos întrupat și nu l-au crezut, și nu că nu l-au crezut, l-au și răstignit. Cum să le spui unor oameni că fluctuează pulsul, fluctuează tensiunea? Întrebările după aceea sunt extrem de dificile. Însă niciodată, să știți că nu ne-am pierdut noi, cei din terapie intensivă, care credem în Dumnezeu, nu ne-am pierdut niciodată speranța că ceea ce le spunem oamenilor, unii vor urma sfatul nostru și vor merge la preot, vor face slujba de maslu, alții nu vor urma acest lucru. Dar noi trebuie să ne facem datoria morală, nu doar de tămăduitor al trupului, ci și de tămăduitor al sufletului acestor oameni și de foarte multe ori, vă spun, într-o proporție covârșitoare, 80%, 90% din cei cărora le spunem că trebuie să se roage pentru pacientul lor, fac acest lucru și întotdeauna ne dau un feedback că în timpul rugăciunii au avut anumite trăiri și chiar și pacienții pentru care se roagă familia, să știți că am avut și strângem și noi mărturiile noastre în spital, pe care probabil o să le publice la un moment dat preotul spitalului. Am avut pacienți care nu erau credincioși și care, cum a spus și părintele, au povestit întâlnirea din comă cu sfinți pe care nu îi cunoșteau, ci pe care i-au recunoscut la 2-3 ani după ce au fost externați din spital, văzându-i pe peretele unei biserici, au zis, ăsta este sfântul care mi-a apărut în vis. Ei nu știu cine a fost la momentul respectiv. Deci niciodată, când suntem în spital, într-o situație gravă, să nu credem că doar medicina ne salvează, să nu credem că doar banii ne pot salva și că dacă transferăm la Viena, în altă țară sau la un spital privat, vom rezolva ceva. Trebuie să avem încredere în acești oameni care sunt medici și care își fac profesia, dar trebuie să știm că întotdeauna trebuie să ne rugăm ca ei să fie luminați în momentele în care fac gesturi pe rudele noastre care se află într-o stare gravă. Vă mulțumesc! Mă
Bună seara, Doamne ajută! Mă iertați, am emoții, sunt copleșită de cinstea ce mi se face de a vorbi despre un sfânt atât de minunat și de grabnic ajutător, a cărui dragoste, nu știu, îmi pare că nu încape în cuvinte. Pentru a fi mai ușor, o să mă duc așa cu gândul în bisericuța din Mănăstirea Nea Macrii. O să-mi amintesc de ultima vizită acolo, când am fost să asistăm la Sfânta Liturghie și mi-amintesc că racla cu Sfintele Moaște era înconjurată de cordoane roșii. Nimeni nu avea voie să se apropie în timpul desfășurării slujbei, dar, nu știu, am simțit așa o dorință de a fi cât mai aproape de Sfintele Moaște și, efectiv, am trecut pe sub cordon, eram o umbră neagră care s-a lipit de raclă și, mă rog, făceam acolo o rugăciune fierbinte, iar de mila Sfântului și din prea multa lui dragoste nu a venit nimeni să mă dea deoparte și de acolo, din dragostea aceea mare, mi-aș dori să vă pot vorbi astă seară. O să încep cu o povestioară pe care probabil mulți o cunoașteți, povestea cu Sfântul Nicolae și cu Sfântul Casian, care mergeau la întâlnirea cu Dumnezeu, erau grăbiți și frumos îmbrăcați, iar pe drum au întâlnit un țăran care se împotmolise cu căruța în noroi. Sfântul Casian, grăbit să nu cumva se întârzie, să nu cumva să se ajungă vreodată la întâlnire, a trecut de bietul țăran. În schimb, Sfântul Nicolae s-a oprit, s-a gândit, n-a putut să se abțină și a suflecat mâinile hainelor pe roțe și a zis, asta e, trebuie să le ajung, nu pot să-l las aici. Și a pus umărul, a reușit să scoată din noroi căruța, a ajuns la întâlnire târziu, murdar și, bineînțeles, a fost primit cu dragoste și cu îmbrățișare de Domnul care pune mai presus de toate dragostea de aproape. Îmi place să cred că Sfântul Efrem numai că este atât de grabnic ajutător încât nici nu trebuie să nu apuci să zici ajută-mă, că el zice aici sunt. Dar din tot ce am citit în aceste cărți și din poveștile pe care le cunosc, are un fel aparte de a lucra. Cred că bietului țăran, la ieșirea din casă, i-ar fi trimis cumva un semn, nu știu, o carte, o icoană, un prieten care să-i rostească numele, ca și cum i-ar fi spus, aici sunt, ai încredere că tot ceea ce urmează, în tot ceea ce urmează, îți voi fi alături. Așa s-a întâmplat în cazul micuțului Efrem Ciprian, despre care vreau să vă vorbesc astă seară. Este un copilaș care, după logica omenească, nu ar fi trebuit să se nască, iar odată născut, tot după logica omenească, nu ar fi trebuit să trăiască. Însă Dumnezeu a vrut altfel, mai ales pentru rugăciunile Sfântului Efrem cel Nou. Și felul în care a intrat în viața familiei micuțului Efrem Ciprian a fost printr-o carte care a ajuns la bunica micuțului, o carte despre minuni făcute de Sfântul Efrem pentru copii născuți, nenăscuți, pe care dânsa a citit-o cu mare evlavie și cu mare bucurie și a simțit așa o dorință de a merge să se închine la Sfintele Moaște de la Nea Macrii, a citit Acatistul timp de 40 de zile, ușor, ușor viața a luat-o pe sus, a uitat cumva de dorința aceasta, însă peste 2 ani avea să primească o veste bună de la fiul mijlociu, care a anunțat-o că urma să se căsătorească. Imediat după aceea a urmat o altă veste bună, cei doi așteptau un copil. Și aici o să fac referire la acel mic semn pe care întotdeauna Sfântul Efrem îl trimite cumva dinainte, la filmarea nunții, cameramanul a ales ca imagine care se înceapă întreg, sau persoana care a făcut montajul, a ales să înceapă tot videoul cu imaginea icoanei Sfântului Efrem cel Nou, pe care a ales-o din, nu știu, cred că au zeci de icoane pe pereți în casă, familia fiind familie de preoți. Era felul Sfântului de a spune, sunt lângă voi. Copilul care urma să se nască era băiat,
și avea să se nască între 2 și 6 mai. Bunica a făcut imediat legătura cu Sfântul Efrem, în inima ei i l-a credințat și l-a rugat să aibă grijă de micuț și le-a sugerat părinților să îi pună numele Efrem. Acum urmează partea mai puțin veselă a poveștii, pentru că micuțul Efrem i-a descoperit un chist intracranian, iar medicul care se ocupa de familia respectivă le-a sugerat chiar să facă avort, opțiune pe care au respins-o din start. Bunica a ajuns în sfârșit la Nea Macri, unde s-a închinat la Sfintele Moaște și s-a întors acasă cu ulei și cu aghiazmă pe care tânăra mămică le-a folosit, astfel încât după 9 luni micuțul Efrem s-a născut, aparent era sănătos. Medicii chiar au spus că urma să-i facă niște controle peste 3 săptămâni, să-l mai lase puțin, însă Sfântul Efrem a rânduit altfel. Medicul neurochirurg, unul dintre cei mai buni medici neurochirurgi din țară, a recomandat să se efectueze un RMN. Au făcut acest RMN, dar în ce condiții? Iarăși, intervenția Sfântului Efrem cel Nou. Pentru un copilaș atât de mic, riscurile unui RMN sunt enorme, așa că au hotărât să-l boteze înainte. Ar fi trebuit să fie botezat în capela... Nu putea fi botezat în capela spitalului, trebuia să fie botezat într-o cameră de spital. Părinții erau puțin triști, dar Sfântul Efrem a făcut în așa fel încât niciun centru care efectuează RMN-uri nu a vrut să-l primească pe copilașul, mă rog, aveau tot felul de probleme. Așa încât acesta a fost externat. După o săptămână a fost botezat în Biserica Sfânta Ecaterina, i s-a pus numele Efrem Ciprian, iar după botez, foarte ușor, a obținut o programare pentru RMN. Rezultatele care s-a încheiat cu bine. Rezultatele au fost trimise acestui medic neurochirurg, care a spus că a recomandat să se mai aștepte 6 luni, cam așa, spunând că nu e nevoie de operație. S-a mai cerut părerea unui alt medic, care n-a răspuns la telefon o zi întreagă, ceea ce este foarte, foarte ciudat. Și aici se vede cât de frumos a lucrat Sfântul Efrem cel Nou, pentru că rezultatele acestui RMN au fost trimise de bunica maternă a micuțului, au fost trimise la bunica maternă a micuțului, care lucra în Italia. Aceasta le-a luat și s-a dus cu el la cel mai bun spital, unul din cele mai bune spitale de copii din Genova. Și s-a dus la camera de gardă, le-a prezentat medicului neurochirurg, care, citind rezultatele, același rezultat pe care le văzuseră și medicii din România, a anunțat-o cu foarte multă gravitate că în orice moment acest copil poate muri. Pentru că există riscul să se nece, această tumoare pe care o avea apăsa centrii nervoși care afectau respirația. Partea proastă, însă, era că această operație ar fi costat 200, trebuia operat urgent, această operație costând peste 200.000 de euro, necesitând, nu știu, 30 de zile de spitalizare, fiecare zi de spitalizare costa 1.500 de euro. Vă dați seama ce efect a avut această veste asupra familiei. Toți au plecat genunchi la rugăciune, mai ales în condiții în care tinerii căsătoriți nu aveau niciun venit la vremea respectivă și atunci au spus: Sfinte Efrem, al tău e, ți-l dăm, nu știm ce să facem, nu avem ce să facem, toată nădejdea noastră este la tine. N-au trecut nici 2 ore de la convorbirea cu medicul și bunica maternă a fost sunată. Deci imaginați-vă că medicul câți oameni vedea pe zi, câte sute de pacienți avea, și a făcut timp să o sune și să-i propună o soluție. A spus: uite, acest copil poate fi operat dacă îl aduceți cumva în regim de urgență în Italia. S-au suit în mașină, pentru că în avion nu era recomandat. Au făcut un drum, vă dați seama, un copilaș de o lună, să facă un drum atât de lung, dar s-a comportat extraordinar, a fost cu minte, a fost liniștit.
au ajuns în Italia, au fost operați în regim de urgență, a fost operată în regim de urgență, 8 ore a durat operația, a participat la operație chiar și directorul clinicii care participa numai la cazuri deosebit de grave, au extirpat o mare parte din tumoră, a rămas foarte, foarte puțin și toți își doreau ca această bucățică să nu mai crească, lucru care s-a și întâmplat, medicii afirmând după o lună că este o minune ce s-a întâmplat cu acest copil, tumora s-a remis în totalitate, aproape. În timp ce era în spital, Sfântul a mai făcut o minune, pentru că mai era pe salon o mamă româncă, un copil tot așa bolnav, care a luat ulei, aghiazmă, se pare că s-a vindecat și acel copilaș. Peste un an s-au dus să se închine cu copilașul la mănăstirea de la Nea Macri și toată lumea a fost impresionată de felul în care micuțul, în momentul în care a fost așezat pe raclă, nu se mai dădea dus de acolo, cam pățit eu. Nu se mișca de pe raclă și o săruta și în momentul în care vedea icoana Sfântului reacționa ca și cum aș fi văzut un prieten foarte, foarte bun și o pupa și am asistat chiar eu la felul în care săruta icoanele așa cu frenezie parcă și în același timp făcea foarte clar diferența între icoane și tablouri. Adică el știa foarte clar cu cine e prieten, cine l-a ajutat. Nu întâmplător, pentru că nimic nu este întâmplător, iată că tatăl lui Efrem Ciprian a construit astăzi, cu ajutorul Rugăciunilor Sfinților, o biserică la Galați închinată Sfântului Nectarie și Sfântului Efrem cel Nou, unde se găsește chiar și un papucel al Sfântului Efrem, dăruit de Maica Stareță de la Nea Macri. Am avut binecuvântarea să fiu alături de ei când s-au dus în 2013, găseseră un buchet mare de flori albe și alături de o mărturie scrisă despre ajutorul Sfântului, pe care l-au dăruit Maicii Starețe și n-am să uit privirea și zâmbetul Maicii care auzea astfel de minuni zilnic de cine știe câte ori. Și da, astăzi Efrem este un băiețel cât se poate de sănătos, are 7 ani, vesel, merge la școală, are încă 3 frați. Închei aici cu mari emoții și cu mulțumiri Nicoletei pentru tot ceea ce face și pentru felul în care deschide ușa atâtor saloane, lăsându-l pe Sfânt să intre și să-i ajute pe cei împotmoliți în suferință să ajungă mai repede la un liman de bucurie. Mulțumesc din suflet! Doamne ajută! Mă numesc Nicoleta și prin mijlocirea mai și Domnului și Sfântului Efrem cel Nou, cu mare emoție vă spun că eu sunt mama Mariei. Eram căsătoriți de 4 ani de zile, ne doream foarte mult un copil care întârzia să apară. Medicii ne spuneau că nu este nicio problemă la mijloc, nicio problemă care ne-ar putea împiedica să avem un copil. L-am cunoscut pe Sfântul Efrem undeva în anul 2014, cred. L-am cunoscut așa, discret cumva, am aflat de el, i-am citit viața, m-a impresionat. Dar Sfântul cumva era acolo prezent în viața mea. Când mă rugam Sfinților, îl pomeneam, dar nu avea așa o prezență vie, nu se remarca. După cum a pomenit și Alexandra, am citit și eu cartea cu minuni ale Sfântului Efrem, cu privire la copiii născuți și nenăscuți, deoarece ne doream foarte mult un copil și automat asta era printre prioritățile mele. Iar în 2016, am participat în februarie la lansarea de carte. Am fost foarte emoționată și foarte impresionată de tot ceea ce am aflat atunci. M-a impresionat faptul că erau prezentate atât de multe minuni din România. Adică, nu știu, citești despre minuni petrecute în alte țări, te impresionează, dar cumva nu le simți așa personal.
În acel moment chiar soțul meu era în Sfântul Munte și se ruga Maicii Domnului pentru o minune. Am plecat impresionată de la lansare și am decis la întoarcerea soțului în februarie 2016 că este cazul să mergem la un medic specialist în fertilitate, pentru că acea replică, nu aveți nicio problemă, dar cu toate astea de 4-5 ani nimic se întâmplă, nu ne consola. Am început să ne rugăm foarte tare Sfântul Efrem. Sfântul Efrem are două acatiste. Unul dintre ele este, sau bine, probabil că sunt mai multe, dar două știu eu. Unul dintre ele este dedicat copiilor nenăscuți și născuți și este cu minuni cu și despre copii. Am început să-l citim. Eram impresionată, nu știu, îl citeam așa, efectiv, poate o să sune neplăcut, dar fără să mă plictisesc, îl citeam așa cu sete. Și chiar mi-aduc aminte că nu știam la ce medic să mergem. Aveam o listă cu 4 medici, toți specialiști în fertilitate, dar la care să mergem. Ne-am rugat, chiar ne-am rugat seara amândoi, iar a doua zi am primit un telefon de la o persoană care nu este practicantă, nu are nicio treabă și absolut tangențial mi-a povestit despre o fată care și ea încerca să aibă un copil și mergea la un medic foarte bun. Dar nici nu știu cum să vă spun cum a ajuns discuția în punctul ăsta, pentru că noi, eu cu această persoană, nu discutam despre asta. Am întrebat-o care este numele medicului, a aflat, mi-a dat mesaj și mi-am deschis adresa de, mi-am deschis e-mail-ul și era unul dintre cei 4 medici. Și atunci am spus, măi, dacă noi aseară ne-am rugat amândoi, e clar că asta e cald. Am reușit să obținem o programare. La prima întâlnire cu doamna doctor Veștile, nu au fost deloc bune. Ecografic și-a dat seama că am o problemă, cu toate că fusesem și la alți medici, iar din prima și-a dat seama că am o problemă. Au urmat investigații, iar în final, diagnosticul a fost de rezervă ovariană mică, care, eu având 29 de ani, rezerva mea ovariană era unei femei de 43 de ani, adică ovule puține și foarte proaste. Iar obținerea unei sarcini naturale era exclusă, soluția cea mai eficientă fiind fertilizarea in vitro. Am insistat și am obținut de la doamna doctor, ok, haide să facem o inseminare, dar asta așa, facem 3 inseminări ca să fiți voi liniștiți, dar eu vă zic că fertilizarea este singura variantă. Mă rog, din motive personale, nu ne doream să facem fertilizare. Am efectuat inseminarea artificială, am rămas însărcinată, însă la câteva zile am pierdut sarcina. Medicul a insistat foarte tare ca în luna următoare, fiind deja cumva într-un curs de tratament, să mai facem, să continuăm tratamentul, să stimulăm, să facem stimulare ovariană și să facem o altă inseminare. La acest medic programările se obțin foarte greu, așa că am obținut o programare undeva într-o zi de joi, la ora 8:30 seara, în condițiile în care în acea zi eram cu serviciul într-un team building. Șefa mea mi-a garantat că la ora 7 vom fi în București, ei, iată că am ajuns la ora 11 noapte. Tot drumul în autocar am plâns, pentru că mi-am dat seama că mi-am ratat o șansă. După cum au spus și persoanele antevorbitoare, cumva Sfântul Efrem a avut alte gânduri cu noi. Și ceea ce noi am considerat că a fost o șansă ratată, de fapt, a fost o șansă câștigată. M-am întors în București și am hotărât cu soțul să mergem înainte, să ne liniștim. Și în săptămâna următoare, în săptămânile următoare, într-o anumită săptămâni următoare, chiar am fost la Mănăstirea Târgușori, din județul Constanța, unde la vremea aceea, în 2013, se afla un veșmânt întreg al Sfântului Efrem. Aflasem despre această mănăstire chiar de la lansarea de carte, pentru că nu știam. Am fost foarte emoționată pentru că au fost cu noi și părinții mei. Mama mea este o persoană ortodox practicantă, dar tatăl e mai leneș, așa. Nu știu ce i-a impresionat acolo, dar i-am văzut pentru prima dată rugându-se cu foarte multă râvnă. Deci ceva la raflă acolo i-a impresionat. Tatăl meu a citit acatistul, asta spune foarte multe. Așa. Și ne-am văzut de viață.
Peste două săptămâni, venind de la o mormântare, mi-am făcut un test de sarcină. Și era pozitiv, obținusem o sarcină naturală. Când am mers la prima consultație de confirmare a sarcinii, doctorica m-a întrebat și când a avut loc inseminarea sau fertilizarea, nu mai țin minte, ce ați făcut dumneavoastră? Păi vă spun, n-am făcut nimic. Nu, nu, este imposibil. Obținusem o sarcină naturală, eram foarte fericiți, burtica creștea, am trecut cu bine de morfologia din trimestrul 1, iar la morfologia a doua, la 22 de săptămâni, ne-am dus râzând, eram foarte fericiți, însă am primit un diagnostic destul de grav, precedat de un moment de tăcere și de privire gravă a medicului. Copilul avea o tumoră în zona sacro-coccigeană, adică la fund, o tumoră numită teratom sacro-coccigean. M-am speriat foarte tare pentru că reacția medicului a fost de a tăcea și de a mă încuraja să merg cât mai repede să discut cu medicul meu. Am întrebat, va trăi, a ridicat din numeri și s-a ridicat de pe scaun. Au urmat următoarele două săptămâni, am mai făcut încă trei morfologii. Doi din patru morfologiști ne-au spus că... Primul morfologist, mă rog, nu ne-a spus să facem abort, dar a ridicat din numeri. Următorul ne-a spus, ne-a întrebat foarte... ne-a întrebat direct. Și când doriți? Când dorim să ce? Păi să faceți întreruperea de sarcină. Vă mărturisesc că eram întinsă pe acel pat, medicul tot ecografia. Menționez că la fiecare din morfologii nu am menționat de ce am venit. Am spus, bebelușul are o problemă, vă invit să descoperiți. Diagnosticul a fost același, nu exista nicio urmă de îndoială. Și vă mărturisesc că atunci când medicul mi-a spus să fac întrerupere, mi-am adus aminte de... m-am gândit la două lucruri. Că noi ne-am rugat foarte mult Maicii Domnului și că dacă acest copil a venit oferit gratuit cumva de Maica Domnului, nu aveam niciun drept ca noi să-i luăm viața. Și m-a fulgerat gândul la Catistul Sfântului Efrem, unde sunt prezentate cazuri de persoane, chiar un preot, cărora la fel de sarcină li s-a recomandat să facă întrerupere de sarcină problema copilului nefiind compatibilă cu viața. Sau generând în viitor probleme foarte grave. Și atunci am spus medicului exclus, mergem înainte, bun. Deja la următorii doi morfologiști n-am mai pus problema ce părere aveți, le-am zis din start, știm că are o problemă, nu vrem să facem abort, ce ne puteți sfătui de acum înainte. Problema era clară, confirmată. Am început să căutăm chirurg pediatru, care la nașterea copilului ar fi putut să ne ajute. Am mers la unul dintre cei mai buni chirurgi pediatri recomandat. Am plecat de acolo plângând hohote, pentru că la fel a ridicat din numere, a zis că nu știe cum va fi, că nu ne poate încuraja să păstrăm sarcina. Mă rog, perspectiva era foarte tristă. Am aflat de un alt chirurg, de la un alt spital de copii, mai exact de la Marie Curie. Și am început să ne rugăm Sfântului Efrem să ne ajute să găsim răspunsurile pe care le căutam. Practic, noi aveam nevoie de un traseu. Asta ne doream, să avem un traseu de urmat, să știm cum putem ajuta acest copil. Riscurile erau foarte mari, tumora avea componentă externă și evolua, creștea foarte rapid. Era practic o gâlmă la fundulez. Dar avea și componentă internă. Componenta creștea acea tumoră odată cu copilașul. Și exista riscul ca inima să nu reziste, copilul să intre în suferință fetală și neavând un număr de săptămâni necesar nașterii să nu supraviețuiască și de asemenea exista și riscul ca componenta internă să crească și să avanseze pe șira spinării și să ajungă la măduvă, copilul paralizând încă din urmă. Nu știu ce s-a întâmplat, dar la fiecare ecografie realizată de un morfologist celebru din București, care chiar m-a ajutat foarte mult, pentru că ne-a oferit niște imagini foarte clare, copilul nu-și mișca picioarele. Deci la fiecare ecografie nu își mișca picioarele. Și săracul ridica din urmă și îmi spunea că nu mă poate încuraja, nu poate să știe dacă m-a paralizat deja sau nu, pentru că nu își mișca picioarele. Cum ieșeam de acolo, eu simțeam bum-bum, dar în momentul acela nu se întâmpla nimic.
Bun. Și am aflat de acest medic de la Marie Curie și am ajuns într-o bine seară și am că este de gardă. Ne doream să avem o discuție față în față, în liniște. Intrând în spital, medicul se afla la... Noi nu știam. Medicul se afla la etajul 3, dar noi am mers la etajul 2. Cu greu am reușit să intrăm pe secția de chirurgie. Noi nu știam că în spital sunt două secții de chirurgie pediatrică. Și am mers la etajul 2, unde am întâlnit prima secție, am văzut secția acolo mare, chirurgie pediatrică. Am intrat pe hol. Și am auzit într-o sală de tratament o asistentă care vorbea unei mame cu un copil bolnav de cancer în brațe. Copilul era foarte mic, până într-un an. Copilul meu având o tumoră și risc de malignitate, adică de cancer, pe mine m-a marcat în momentul ăla. Îi vorbea unei mame și îi spunea cu foarte multă tândețe că ea trebuie să se împărtășească, să împărtășească și copilul, să se spovedească și să se roage foarte mult sfinților. Și a enumerat mai mulți sfinți, printre care și Sfântul Efrem. Atunci am zis, a, hai să rămânem aici pe bol, e clar că trebuie să vorbim cu această asistentă. Am intrat la doamna asistentă, așa o chestie amuzantă, eu eram cu burtică și pentru a ajunge acolo pe etaj m-au oprit de la recepție și își doreau să-mi facă fișa copilului și îmi cereau CNP-ul. Eu tot le spuneam, copilul este nenăscut, nu am cum să vă dau CNP-ul, mă rog, am reușit să ajungem pe etaj, dar am fost așa niște situații aparte. Bun. Și această asistentă, povestindu-i ce probleme avem, ne-a luat de mână și, nu știu, ne-a privit cu foarte multă dragoste și ne-a dat așa foarte multă încredere, spunându-ne, dar nu mai spuneți că are un tumor. Copilul până nu se naște, voi dacă vă rugați până nu se naște, voi nu știți ce are el acolo. Și ne-a spus, dar pe cine căuta? Și am spus numele medicului pe care îl căutăm și spune, dar nu e bine veniți voi luni de dimineața la 7:30 să o cunoașteți, Și am să menționez și numele medicilor pentru că simt că le datorez asta. Nu mai bine veniți voi luni de dimineață și să o cunoașteți pe doamna doctor Bratu? Nu știu, când vă povestesc și când am povestit și altor persoane, cumva pare stupid să fi plecat de acolo, fixat să doamna doctor Bratu, când noi căutam pe altcineva ce ne fusese recomandat de mai mulți medici. Dar noi asta am făcut, am simțit că asta e cald. Luni de dimineață am cunoscut-o pe doamna doctor Bratu, iar în seara l-am cunoscut pe domnul doctor Fătaru, ucenicul doamnei doctor Bratu, la care, fără să știm, aveam un programat. Au fost primii medici care ne-au încurajat, care ne-au trasat, ne-au efectiv, domnul doctor Fătaru ne-a desenat pe hârtie ce are probleme, ce reprezintă problema copilului. Ne-a arătat poze din telefonul mobil cu copii operați de așa ceva, care acum au o viață normală. Era prima dată când mi se spunea că nu vom avea un copil cu handicap, am prins curaj. Așadar, am început să zâmbim, am început să ne rugăm în continuare. Aveam momente de disperare, mai ales în noaptea, aveam insomnii și mă trezeam și eram efectiv, nu știam încotro să o iau. Și exact cum a spus și Nicoleta mai devreme, în acele momente nu puteam să mă rog și să citesc un acatist, pentru că nu puteam concentra. Dar strigam la Maica Domnului și la Sfântul Efrem. Și a doua zi mă simțeam așa încrezătoare și aveam putere să merg mai departe, să nu îi burtica, să mă bucur, să... La un moment dat mi s-a recomandat să facem înainte de naștere cu câteva săptămâni, s-a recomandat să facem un remene fetal. Toate clinicile private din București, atunci când intri pe site-ul lor, au remene fetal. Dar când sunt să faci o programare, nimeni nu face remene fetal. Niciun medic nu se bagă să facă remene fetal. Remene fetal înseamnă că mama face remene și în cadrul remeneului făcut mamei, este practic văzut copilașul. Din nou ne-a rugat foarte mult Sfântul Efrem, s-a rugat foarte mult și la biserica unde mergem, am aflat ulterior, s-a creat un grup de rugăciune. O serie de persoane se rugau pentru noi, fără ca noi să știm în taină. Se știa Evlavia mea către Sfântul Efrem și sunt convinsă că s-a rugat și Sfântul Efrem pentru noi. Cu ajutorul de doamnă doctor, chiar din biserică, am primit un telefon într-o bine seara, că nu mai avem nicio speranță să facem acest remene fetal. Menționez că acest remene fetal i-ar fi ajutat pe medici la nașterea copilului să știe cum abordează și cât de urgentă este operația. Și într-o bine seara am primit un telefon, te-am găsit medic. Ok, am mers la o clinică. Și spre surprinderea mea, doamna doctor care mi-a efectuat acest remene fetal de o calitate excepțională,
Era o doamnă doctor ecografist din spitalul Polis, Micaela Lugulescu este numele ei, un ortodox practicant. Nu vrem să știți ce a însemnat pentru noi să întâlnim un medic ortodox în acele momente. Chiar după RMN ne-a invitat în cabinetul ei și ne-a vorbit foarte mult și nu doar despre aspecte medicale. Ne-a încurajat foarte mult. A venit și luna februarie. La sfârșitul lunii februarie am născut prin cezariană. Contrar așteptărilor, am născut cu șeful, am născut la spitalul Giuleș, cu șeful de secție de la neonatologie, pentru că și medicii erau cu și gardă, copilul avea o problemă gravă, trebuia preluat de cineva de o echipă specializată și bună. Copilul a primit scoara grad 10. Tumora exista, era exact în capul copilului. Chiar o rugați pe doamna doctor ginecolog, când scoate fetița, să nu-mi arate tumora. E, exact asta a făcut, mi-a arătat așa fix cu tumora. Acolo la Giulești am fost îngrijită foarte bine și doamna doctor șefă de secție de la neonatologie, la fel, o doamna doctor ortodox practicant, cu foarte multă dragoste l-a sunat pe soțul meu când ieșit într-o gardă lungă, la 11 noaptea, explicându-i că acest copil, noi ne doream foarte mult să o botezăm atunci în spital, pentru că ne doream că dacă se întâmplă ceva, ea să fie botezată. Și cu atât de multă dragoste, mai ales atunci că îl iubim pe Sfântul Efrem, l-a sunat pe soțul meu la 11 noaptea și s-a luat 25 minute la telefon să-l convingă să nu botezăm copilul în spital, pentru că acest copil va supraviețui și că Sfântul și Marele Mir să îi fie dat pe cicatrice spre vindecare, nu spre acea gârmă care ar fi ajuns într-o cubelă, într-un spital. Ne-a impresionat foarte tare acest aspect și această dragoste. Maria a fost transferată la Spitalul Marie Curie, iar în ziua 9 de sarcină a fost operată. Iar în acel moment a devenit un copil normal. Nu am mai avut absolut nicio problemă cu ea. Nu știu, poate doar probleme minore, dar prima febră sărită de 39 a avut-o acum 2 săptămâni. Și acum are 2 ani și jumătate și mai devreme zburta aici din sală. Vă îndemn cu toată dragostea să-l chemați pe Sfântul Efrem, orice problemă ați avea, și să aveți încredere că mai devreme sau mai târziu Sfântul vă va asculta. În luna aprilie acestui an, ne mai doream încă un copil, și în luna aprilie acestui an, doi medici mi-au spus că dacă vreau, pot merge din nou la o clinică de fertilitate, să reluăm iar inseminarea la am spus, nu e cazul, noi avem acum un copil, cum va vrea Dumnezeu. Și noi am continuat să ne rugăm în taină. Iar acum eu sunt însărcinată în 17 săptămâni. La Dumnezeu absolut totul este posibil. Iar pe mine m-a impresionat foarte tare faptul că Dumnezeu lucrează prin Sfinții Săi și prin Maica Domnului și a lucrat prin oameni. Asta m-a impresionat. Și ne-a învățat că trebuie să avem mereu încredere că Sfinții ne vor indica care. N-am avut nevoie de sume exorbitante, pur și simplu lucrurile s-au legat și chiar ne simțim nevrednici. Când Nicoleta m-a invitat să vorbesc, mă simțeam efectiv nevrednică. Dar ăsta este mesajul pe care îl pot eu transmit în acest moment. Să aveți încredere în Dumnezeu, în Maica Domnului și în Sfinți. Iar în Sfântul Fulger, să aveți mereu încredere și să-l rugați care ar fi problema. Iar dacă simțiți că nu aveți putere să... Asta am simțit eu pe pielea mea. Dacă nu aveți putere să faceți o rugăciune elaborată, măcar o rugăciune scurtă, dar cu tot sufletul. Vă mulțumesc! Atâtea povești până la urmă fericite. De asta este vorba. Când îi cunoaștem pe Sfinți, cred că ajungem în momente de fericire.
după, într-adevăr, nu sunt momente de nefericire. Mă bucur că am rămas la urmă că am multe povesti, sper să mă supăr foarte tare pentru Coreta, dar viața m-a trântit la pământ de câteva ori. Spre mântuire, bineînțeles. În urmă cu 6 ani am fost diagnosticată cu un cancer limfatic, stadiul 4, așa pe scurt ca să înțelegeți, un cancer al sângelui cu determinări răsoase, niște măduri pe la plămâni, mă pregăteam de nuntă. M-am căsătorit cu cancer înainte. L-am cunoscut, îl cunoșteam și ne era de fapt prieten, dar l-am cunoscut și mai bine și mai multe. Sunt un ectarie la care m-am rugat, cred că în fiecare zi adormeam. Deci citeam la cătisul sunt un ectarie și adormeam în timp ce făceam chimioterapie, deși nu e ceva minunat și destul de dureros, dar reușeam să mă liniștesc foarte tare. Am luptat și mi-am dorit foarte tare să trăiesc, am trăit, mă vedeți astăzi aici, am ajuns în, după 8 luni de chimioterapie, am ajuns în remisie totală. Deci nu se mai găsea nici urmă de celulă neprietenoasă, să spun așa, în corpul meu. Toate bine, m-am căsătorit, ne-am văzut de viața noastră în continuare. A trebuit să-l cunosc pe Sfântul Efrem. Sfântul Efrem cumva m-a ajutat înainte să-l cunosc. Pare ciudat, dar da. În urmă cu 2 ani m-am ridicat din pat într-o dimineață, n-am putut să ajung până la ușă. Toată casa se învârtea cu mine, nu reușeam să pășesc, mă bălângăneam stânga-dreapta, am ajuns de urgență la spital. După câteva diagnostice, nu neapărat greșite, dar ce se vedea în primă fază, vertij, mergeți acasă, vă veți reveni. M-am trezit a doua zi, n-am putut să mă ridic din pat. Unde cu o zi înainte m-am ridicat și n-am putut să pășesc, acum mai puteam ridica. Vremele de urgență și diagnosticul aferent. Leziune cerebrală în trunchiul cerebral, un centimetru aproape. Nu am simțit teamă în niciun moment, deși trecusem prin foarte multe, nu mai eram pregătită, cred, pentru încă un obstacol de genul ăsta în viața mea, dar am luat cartare, am mers mai departe. Am stat internat cu 2 săptămâni la spitalul municipal, cu o listă de diagnostice din cartea de medicină. Deci tot ce putea să însemne o leziune cerebrală erau trecute pe fișa mea de internat. La un moment dat mi s-a recomandat să plec să fac un RMN de protocol tumoral, pentru că deja aici începeau să ridice din lume și nu mai știau încotro să o ia și nu puteam sta. Starea mea era cumva, eram, să spun, pe picioarele mele, începusem să nu neapărat să-mi revin, dar probabil în urma tratamentului începusem să fiu o linie de plutit. Deci am putut pleca. Cu semnătura mea, bineînțeles, pentru că nu medicii n-au fost de acord să zbor, mi-au recomandat să plec cu mașina, am trimis analize de rentgenă unde mă tratasem și prima oară, medicii știau că să iau un medical și au spus că atât timp cât sunt pe picioare pot pleca cu avion. Am ajuns în Viena, m-am întâlnit cu șeful secției de neurochirurgie de la Marele Spital și Renunita KH, ca doar ca să ne comunice că în ce, pe baza celor văzute din RMN-urile care au fost în România trimise acolo, supoziția lui este de gliom cerebral, o formă de cancer destul de agresivă a cerebelului. L-am întrebat de la 1 la 10 cât este convins că e vorba despre acest diagnostic, mi-a spus că nu. Am plecat de acolo, devastat, cred că e un cuvânt ușor și lejer. Efectiv, nu știam și nu ne găseam nici calea de întoarcere, nici nimic. Nu mai făcea sens nimic din ce trecusem, ce pățisem până atunci, parcă era un blocaj, efectiv, un întreaga familie. Însă eu am avut, nu știu, o mângâiere aparte, divină, îi spun eu, care m-a făcut să cred că lucrurile vor fi în regulă. Deși în jurul meu se vorbea de puncție craniană, un act de, nu știu, 20 cm care țintă în creier, fără așa ceva, în filmele de groază, însă cu toate astea, deși
părinții mei, soțul meu erau absolut înfricoșați când venea vorba de acest subiect. Eu am zis, bă, dacă trebuie să o fac, o fac. Mă las în mâinile lui Dumnezeu cu toate riscurile care sunt. Realist, vorbind și când îți confrunoseai, risc să faci infecție de pe cine să mori. Și cumva, hai să ne lăsăm în mâna Domnului și să vedem ce trebuie să facem și aia o să facem. Ne-am întors în țară, am plecat la Sfântul Mazu, că povestea de un doctor puțin mai devreme, la mănăstirea Comana. Dacă știți, dacă nu vă recomand din tot felul să mergeți, este un loc absolut rubindai. Culmea că, cu mult după aceasta, am observat la intrare în partea dreaptă în biserică este o mare icoană cu Sfântul Efrem. Au și mașele Sfântului Nectar acolo, în fine. La terminarea slujbei, care e slujba de noapte, am intrat în magazinul cu articole bisericești și am cumpărat acatistul Sfântului Efrem. Trebuie să vă recunosc că vedeam postările Nicoletei cu care am prietenit și pe care o cunoșteam și ne cunoșteam doar din telefon, nu ne văzusem niciodată față în față. Știam de Sfântul Efrem așa, trecea pe lângă și vedeam și atât. Ne pregăteam să plecăm la al doilea RMN, RMN-ul care ne spunea exact când în urma RMN-ului să programăm punctia. Am plecat, ne-am urcat în avion, de obicei mi-au o carte și o citesc de fiecare când zbor. De data asta mi-am dat seama că nu aveam nicio carte la mine, dar mi-am amintit că în portofel am acatistul Sfântului Efrem, pe care l-am citit. Am ajuns la Viena, am ajuns la clinică, m-au sedat înainte de RMN, culturale mele undeva la o oră jumate. Mi-au pus o mască specială pentru că sunt de claustrofobie să văd în afara RMN-ului. Îl văd pe soțul meu în cabinet cu medicină, cu telefonul meu. Cine știe ce se întâmplă? Am avut o stare de neliniște, dar în același timp o stare de liniște. Foarte ciudat. Am ieșit din RMN, am ajuns pe vânt, soțul l-am pus pe soțul meu. Ce s-a întâmplat? Ce cauți înăuntru? Ce-ai căutat înăuntru? Păi stai să vezi că nu, că stai liniștită, nu te-ai dar că nu găseau răziunea, dar au găsit-o acolo, nu-ți face griji. În mintea mea zic, bă, să nu găsești o legiune de un centimetru, zic că așa, că nu mi se pare că sunt foarte proști, adică că știu ce fac, ori e mai mică, ori ceva se întâmplă, nu știu, ori n-am așa unde trebuie. Ne-am întâlnit cu neurochirurgul, ne spune, domne, nu mai faci bolți. De ce? S-a întâmplat ceva? E ceva grav? Ce nu, dar legiunea se repetează jumătate. Ok. Doar în urma tratamentului cu cortizon, deci asta ne spune clar că nu este glioma. Și da, erați siguri. Eram sigur, sunt încă sigur că e o formă de cancer, dar ce mai probabil e glioma, glioma nu răspunde la cortizon. Ce de făcut? Priți tratamentul cu cortizon, ne vedem în 2 luni de zile. Urmați-vă viața, nu faceți nimic din ceea ce făceați, faceți tot ceea ce făceați până la această problemă, dacă cumva apare ceva, ne revedem mai repede. N-am făcut nicio legătură în locatistul, nu mi-a trecut nici prin butul meu de lucru. Ne facem în țară, postează Nicoleta un mesaj care are nevoie de ajutor, îi scriu, îi spun, te ajut eu, doar ține cont că mâine plec în Grecia, ne auzim după ce mă întorc. Și îmi spune, vină la mine. Ok, vin. Mi-a fost jenă să spun că eram cu bagaje, cu agitație, zic, ok, vin. M-am dus la Nicoleta acasă și am pus în mână cartea volumul numărul 1 cu minunile și viața acatistului și viața Sfântului Efrem. Am citit cartea împreună cu soțul meu în avion, înspre Grecia, deci duceam în Grecia la Sfântul Nectar. Luasem cazare în insula Egina, aveam 3 zile de stat în Egina, să mergem să prăzulim acolo pe 9 noiembrie, ziua Sfântului Nectar. Am citit cartea împreună cu lacrimi în ochi, pe toate. Deci n-a rămas nimic din citit din ea pe drumul nostru spre Atena. Am coborât din avion în Atena, să mă întreabă cum ce acum ce faci. M-am luat mașină de închire, dar cum ce facem? Noi nu suntem extrem. Păi unde? Zic, nu știu, dar trebuie să-l găsim.
Am ajuns, cred că, cu totul, de când am coborât din avion până la mănăstire, într-o oră, cred că am. Nu ne-am încurcat nici măcar o dată, ziceai că avem ață și mergem pe ea până în curtea mănăstirii. Am prins ușa de seară, ne-am închinat, bineînțeles, la moaștele Sfântului Efrem, ne-am rugat să trecem cu bine peste tot ceea ce trăiam în perioada aia, pentru că eu încă nu eram în afara pericolului. Și la final, măicuța stareță care este în scaun protiler, binecuvânta toți cei care erau în mănăstire. Acum, noi crea că nu înțelegem, dar știm cert că față de ce rostea celor dinaintea noastră, nouă ne-a rostit o frază de trei ori mai lungă. Am plecat de acolo, am pierdut feribotul, bineînțeles, spre insula Neghina. Gaza de acolo a fost foarte drăguț și amabil. Mi-a spus să ne luăm cazare în port, pentru că noaptea aceea nu am plătit la el, s-o plătim aici în port. Deci, cumva, Sfântul le-a așezat pe toate. Așa ca noi să nu simțim că, normal, când pleci la drum, îți rămâiești bugetul, știi exact ce ai de făcut, dar cumva a fost așa o răsplată, că uite, ați ajuns la mine și v-ați abătut din drum, eu vă ajut să nu mai cheltuiți alții bani. Am ajuns în Neghina, am urmat procesiunea Sfântului Nectar, ne-am întors acasă, am mai stat o săptămână, două, urma să plecăm în Viena pentru a vedea exact care este stadiul leziunii și ce de făcut mai departe. Ne-am întâlnit cu medicul meu, hematolog, care m-a ajutat în primul tratament. Mi-a spus că e foarte puțin probabil, dar că ar fi posibil ca în urma chimioterapiei pe care am făcut-o, boala să fie recidiva, să fie dus direct în creier, deși se întâmplă un caz la un milion, dar știi cum e, poți să fii și uneori acela din milion. Da, să vedem, repetăm remeniu și vedem. Am intrat într-un timp la o encefalogramă, iar medicul de acolo a ridicat numele, zice, e bună. Ok. Am mers mai departe, am repetat remeniu. Și când ne-am întâlnit cu medicul, a spus că din punctul de vedere medical vorbind, nu are nici o explicație pentru ceea ce s-a întâmplat cu mine, leziunea a dispărut în totalitate. Lucru care, din punct de vedere neurologic, orice leziune cerebrală, indiferent de natura ei, rămâne cicatrice pe viață. O ai acolo, trăiești cu ea, sunt prieteni. Deci nu se retrage, nu dispare, nu... Pur și simplu s-a retras. M-au întrebat ce am făcut și mi-a spus că... Știu că de obicei cu medicii e destul că spunea un doctor mai mere. Sunt mulți medici care reacționează destul de șansă. Noi știm, am avut un medic extraordinar. Cine că aș vrea să-l cunosc? Sfântul Efrem. S-a uitat așa bine, ei fiind catolic, s-a uitat un pic nedumerit, i-am explicat și a zis, ok, dacă pe tine te-a ajutat, mulțumesc și nu avem în continuare, dar a făcut o treabă bună. Și cam astea sunt, așa, pe scurt, este mărturia care apare și în carte. Cu siguranță, în volumul 3, vei avea o altă mărturie, pentru că așa cum a zis și Nicoleta puțin mai devreme, port în cântece o altă minune a Sfântului Efrem. Și după aproape 3 ani de... Nu știu, cred că am cunoscut toți ginecologii în zi România, nu cred că mai e vreo mâncare sau nu m-o fi văzut. Pentru că după chimioterapie e foarte greu să mai poți rămâne însărcinată, pentru că chimioterapia distruge la nivel celular tot. Cea mai mare celulă organismului femeiesc în principal este ovocitul, care la mine nu se mai vedea pe hartă pe nicăieri. Pregătiri pentru fertilizare, pregătiri pentru seminar, mi s-a mai fost așa, hai să luăm impre să vedem noi ce facem. Pe 5 mai am fost la mănăstirea Chiajna, unde e un loc tare drag mie. Cred că, fără exagerare, 20 de perze erau pe mănăstire, se purau în toate direcțiile. Zic, da, bine, ok, hai să mergem mai departe. Am intrat în mănăstire, am stat la toată slujba. A fost singura slujbă la care am participat, la de 3 ore, în care am pus la picioare fără să mă mișc. Foarte curios, pentru că eu am rămas cu un nivel de pe piciorul stâng după
chimioterapie și mi-e foarte greu să stau foarte mult timp în picioare. Am avut senzația că alea 3 ore au trecut în 10 minute. De la prima încercare pe care am avut-o, i-am promis într-o inectarie că primul meu copil va purta numele lui. Am ieșit în curtea mănăstirii, era curtea absolut plină de oameni, de copii. Parcă timpul s-a oprit în loc și știți sentimentul acela când ești la o petrecere și tu vorbești mai tare, se oprește muzica. Exact același sentiment l-am avut eu, mică striga fetița, ați ghicit nectaria. Și am trecut pe asta, am zis, bă, zic, poate, atunci când am văzut că îmi doresc foarte tare acest lucru, na, ai tot timpul impresia că vezi lucrurile altfel decât sunt. Eram cu o prietenă de-a mea, am făcut o poză în curtea mănăstirii, prietena mea îmi pune una de burtă în fotografie. Postează fotografia pe internet, primesc telefoane, bă, tu ești în sărcinare. Bă, nu sunt, bă, ești, bă, nu sunt, ce am zis? Păi nu, că uite, că Andreea, zic, nu, e pur întâmplător. La 2 zile, conform graficului medicului și a sarcinii, la 2 zile după această întâmplare, a rămas însărcinată. La 2 săptămâni după ziua Sfântului Efrem am și aflat. Deci, ca și concluzie așa personală, spun, cred că trebuie să credem și cred că să vedem tot ceea ce este în jurul nostru. Nimic nu e întâmplător, niciun om nu apare întâmplător în viața noastră. La fel cum în viața mea a apărut Nicoleta, lucrurile se întâmplă cu un scop. Eu am învățat prin experiențele mele că poate trebuie să fiu un pic tăvălit înainte ca să poți să te bucuri cu adevărat de viață. Și vă spun că în perioada în care aveam leziunea cerebrală și ieșeam în curtea spitalului, mi se părea că am ajuns la grădina zoologică din, nu știu, China, abarna, ceva. Că mi se părea că faptul că plouă și îmi cad picăturile pe mâini, că am o onoare să mi se întâmple chestia asta. Ne-am reîntors anul acesta la Sfântul Efrem și când am venit în curtea mănăstirii, pe prima am bușit plânsul de bucurie că Sfântul mi-a permis să fiu încă o dată acolo și că i-am simțit prezența efectiv de fiecare dată când, nu când l-am rugat, doar când m-am gândit la el. Am întâlnit un preot acum puțin timp când am fost într-un pelerinaj în Grecia, unde poate nu întâmplător am reușit să întâlnesc icoana Pantanasa, făcătoare de minuni a Maicii Domnului de pe muntele Athos, de la mănăstirea Parcopec, a fost coborâtă pe barca unde ne aflam noi. Și spunea unul dintre preoți, părintele teolog, de pe muntele Athos, de la mănăstirea Parcopec, că doar în momentul în care noi spunem în gând Sfinte, nu mai ajungem să-i rostim numele, Sfântul deja este lângă Dumnezeu, se roagă pentru noi. Și cred foarte tare în lucrul ăsta și am simțit chestia asta pe pielea mea de nenumărate ori. Poate, nu știu, eu îmi doresc mai mult să trăim în fericire și cred că fericirea are legătură 100% în primul rând cu Dumnezeu. Și atunci poate că prin Sfinții Lui, fiecare dintre noi trebuie să ajungem la fericirea asta supremă. Chiar dacă aveți momente în care simțiți că viața dumneavoastră e cea mai groaznică și nu este nimeni în situația dumneavoastră, să știți că poate fi și mai rău și să știți că când ne îndreptăm calea către Dumnezeu, lucrurile deja se simplifică. Indiferent care e traiectoria și ce avem noi de urmat pe pământul ăsta. Mulțumesc tare mult și ce să zic, să ne binecuvânteze Sfinții Părinți. Acum o să